Radu Mihaiu este unul dintre cei doi primari USR Plus în capitală. Conduce sectorul 2 de 4 luni și a propus, printre altele, o linie feroviară urbană între Gara Obor, Pipera și Gara de Nord, trasee noi pentru bicicliști, dar și un autobuz al copiilor. Ce a reușit să facă până acum, aflăm de la Cristi Popovici. Cristi, bună dimineața! Bună dimineața, Nadina, bun găsit tuturor. Sunt proiecte îndrăznețe aici în biroul primarului din sectorul 2. Deocamdată se așteaptă aprobarea bugetului național pentru a se demara aceste proiecte, însă sunt probleme care pot fi rezolvate în următoarele luni. Cea mai importantă este cea a taxei gunoiului. Am văzut și materialul de mai devreme, domnule primar, bună ziua. Până la 1 martie oamenii trebuie să-și facă neapărat contracte cu firma de salubrizare, altfel vor plăti cea mai mare taxă de gunoi din România. Pe scurt, care este povestea? Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Vrem să schimbăm cu totul, așa cum am promis și în campanie, felul în care se plătește salubrizarea în sectorul 2. Este foarte clar că aruncăm prea mult gunoi și ne umplem de gunoaie și pe străzi, dar și în gropile de gunoi din jurul Bucureștiului. Trebuie să reducem cantitatea de deșeuri pe care o depozităm la groapă și asta înseamnă că trebuie în primul rând să colectăm separat fracția umedă, am spus noi, și fracția uscată. Fracția uscată înseamnă deșeurile din ambalaje. Peturi, sticle, cartoane, toate aceste lucruri trebuie colectate separat și ele pot fi întoarse în economie și pot fi reciclate. Dar practic, pentru asta, primul pas este ca oamenii să le pună în recipiente diferite. Vor avea aceste recipiente? Vor fi mașini de gunoi care vor colecta toate aceste recipiente? Vor fi mașini de gunoi, sunt deja mașini de gunoi care pot colecta fracția umedă, adică deșeurile menajere, și fracția uscată, adică deșeurile din ambalaje. Ieri am fost chiar cu o astfel de mașină care colecta deșeurile din ambalaje. Am văzut și eu, mai lăsau și în urmă. Noroc că a văzut primarul acolo și atunci au făcut curățenie. E de lucrat și la firma de salubrizare. Este de lucrat, se pot face lucrurile mai bine. Într-adevăr, trebuie să ajungă deciziile astea, trebuie să ajungă și la salubriști. Că putem să ne înțelegem noi aici în birouri și să spunem că lucrurile vor arăta bine, dar important este ca ele să se întâmple în stradă. Și din acest motiv o să merg în stradă și cu salubriștii, o să merg în stradă și cu inspectorii de teren, o să merg în stradă și cu poliția locală, să vedem exact care sunt lucrurile care ne împiedică să avem o curățenie ca acasă, așa cum am spus încă din campania electorală. Ce vedem în acest an? Proiecte pe care cetățenii din sectorul 2 să le vadă. Proiecte realizate. Prioritatea acestui an este schimbarea cu siguranță a modului de plata salubrizării. Aș vrea să mai insist puțin aici, pentru că este important să aplicăm două principii europene și unul dintre principii se numește poluatorul plătește. Asta înseamnă că toată lumea care generează deșeuri trebuie să plătească și al doilea principiu important este plătește cât arunci. Dacă arunci mai mult gunoi, atunci vei plăti mai mult. Nu va mai exista o taxă pe persoană decât cei care n-au contract, ci va exista un tarif pentru gunoi. Și cum se face asta? Fracția uscată din ambalaje va costa ceva foarte apropiat de zero, pe când fracția umedă, deșeurile menajere, vor avea un tarif mai consistent. Deci, practic, trebuie să se încheie contracte cu operatorul de salubritate până la sfârșitul lui februarie. Și cum? Asociația de proprietari, președintele, se duce și încheie contractul cu firma de salubrizare? Da, vom face informarea referitoare la acest lucru. O vom face cu ajutorul poliției locale, cu ajutorul operatorului de salubritate și de asemenea cu toate canalele și profit cu această ocazie și de canalul dumneavoastră de comunicare pentru a anunța oamenii că trebuie să se încheie aceste contracte. O să punem în dezbatere tariful pentru fracția umedă și pentru fracția uscată. Sper eu că mâine. Astăzi avem o discuție cu operatorul de salubritate cu care avem contract la sectorul 2 și în urma acestei discuții sper să avem niște tarife care să fie agreate de acest operator și să le punem în dezbatere în așa fel încât lumea să știe care sunt tarifele pe care le vor plăti pentru ridicarea gunoiului. Așteptăm aprobarea și bugetului național și bugetului primăriei și apoi a bugetului sectorului 2 pentru a vedea și ce proiecte puteți să faceți în continuare. Ne oprim deocamdată, Nadina, aici. Ați văzut și noastră. Prioritar este problema rezolvarea problemei acesteia cu gunoiul și pe măsură ce avansăm și vor intra banii în bugetul primăriei, vedem și ce proiecte vor începe.